dreptate, toate cazurile prinse asupra faptului sau documentate în care soții și-au spionat s-au spionat reciproc și și-au accesat datele personale în mod ilegal. În România, statului nedrept se tolerează, nu știu de ce, ca o instituție militară, cum este STS-ul, să aibă acces la toate datele noastre personale și să le poată utiliza la nevoie în alegeri și în procedura de numărare a voturilor. Tot în România, statul nedrept s-a tolerat, iar nu știu de ce, ca alt serviciu secret, serviciul român de informații, să poată monitoriza prin intermediul cardului de sănătate în masă întreaga populație. Dar iată, am aflat ceva care este absolut uh, uluitor. S-a făcut dezvăluirea documentată clar, cum că un ministru, uh, Voiculescu, uh, de la Sănătate, un fost ministru, Vlad Voiculescu, a dat ordin și a reușit să păcălească întreaga Românie și să acceseze toate datele noastre ale celor care ne-am testat vreodată și să le trimată în străinătate, prin intermediul unui server și a unui ONG care aparține practic acestui partid, USR. Deci este de o gravitate extremă. Acum vreau să-i văd la lucru pe procurorii statului de drept și asta începând chiar de azi.